Dumnezeu și în seara aceasta vom citi din 1 Timotei capitolul 6, începând cu versetul 6 până la versetul 12. 1 Timotei capitolul 6. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă ca din ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubire de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Să ocupăm locurile. Subiectul pe care l-am ales pentru seara aceasta l-am intitulat Cel ce va birui. Cel ce va birui. Apostolul Pavel folosește de câteva ori în textele lui ideea de sport. Acum, noi, mai ales pocăiții, când auzim de sport, ne place sportul, dar numai la biserică să nu vorbească nimeni de el, nu? Câți dintre dumneavoastră v-ați uitat la meciurile astea, zilele astea? La meciurile. Astea? Foarte, foarte nepocăiți sunteți, domnule. La fotbal. Până și eu am uitat la spanioli, că nu mai am americanii, nu arată, așa că m-am uitat la spanioli, am învățat ceva spaniolă. La pelota, deci știu. Știu deja ceva, ceva spaniolă, dar mă duc în Mexic acum acum misiune. <laughs> uh... Apostolul Pavel folosește destul de des ilustrații în predicele lui luate din sporturile din vremea aceea, mai ales din atletism, din alergări, din olimpiadele de la, de, de la de vremea aceea. Și el spune, ca să fii învingător, trebuie să te supui la niște reguli. Nu poți să alergi oricând, oriunde și oricum. Ca să câștigi premiul, trebuie să ai antrenament, trebuie să respecti nu numai regulile alergării, dar să te pregătești intens pentru întrecerea respectivă, să mănânci ceea ce trebuie, nu? să faci antrenamente, tot ce face un sportiv. E bine, în seara asta am ales ideea aceasta de a fi biruitor, cu toate că aria la care mă voi referi va fi una foarte largă. Am vrea să avem succes cu toți în viață, așa -i? În cele mai mici lucruri. Dacă începem să facem ceva, am vrea să facem bine și să-l terminăm, nu-i așa? Vrei să faci un gard, ar vrea să iasă bine gardul ăla, ar vrea să ai succes, nu-i așa? Începi un small business, vrei să ai succes, să faci ceva bani, nu? Tot ceea ce facem noi, dorim să avem succes. Niciunul dintre noi nu ne planificăm să eșuăm, nu? să dăm în eșec, să, să dăm un faliment. Niciunul nu. Nu, nu iubim asta, nu ne place chestia asta, nu-i așa? E bine, cineva a zis că cea mai mare barieră împotriva succesului este frica de eșec. Aici o avem și în românește, că sună mai bine, nu-i așa? Cel mai mare obstacol în calea succesului este frica de eșec. Ne temem să nu ieșuăm. Unii așa ne tare ne temem să nu dăm greș, să nu eșuăm, că nici nu începem să facem nimic. Și oamenii care nu fac nimic nu greșesc niciodată, domnule. Nu? Cum te apuci să faci ceva, poți să greșești. Este un, o, o zicală, mie îmi place foarte mult și asta se aplică la viața noastră creștină, să știți foarte bine. Din dezastru în dezastru spre victoria finală. <laughs> Pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, dăm când e un eșec, când e altul. Dar în final vom fi victorioși. Știm foarte bine asta, că vom fi victorioși. Suntem biruitori cu Hristos. Vom ajunge la victoria finală. Vom avea succes în final. E adevărat că până acolo mai avem mult. Unii dintre dumneavoastră aveți mai mult decât mine. Dar până la linia de sosire putem să cădem, putem să avem insucces, nu e așa? Haideți să învățăm în seara asta câteva lucruri foarte importante și am găsit în revista Business Insider o listă cu caracteristici a unor oameni de succes și lista asta este în contrast cu oamenii care falimentează în afaceri. Dacă te uiți numai așa la suprafață, asupra acestor caracteristici, îți dai seama că oamenii de succes au atitudini, au anumite practici care țin de morala și etica creștină a relațiilor dintre oameni. Foarte interesant. În lumea seculară, oamenii aceștia pe care dumneavoastră îi vedeți la televiziune, mari magnați, mari bogați ai Americii, dacă vreți, au respectat niște principii biblice de au ajuns acolo. Ca să ai succes în orice faci în viață, trebuie să respecti niște reguli pe care le-a pus Dumnezeu. cu toții ne dorim să avem succes, nu-i așa? Niciunul dintre noi nu ne trezim dimineața hotărât să, o, să eșuăm astăzi. Toți vrem să avem succes în viață. Cineva a spus că trebuie să ne aducem aminte Totdeauna trebuie să ne aducem aminte că eșecul nu este opusul succesului, ci este parte din succes. Să spunem că alergi, ai căzut, dacă rămâi acolo, ești un eșec. Dar dacă te ai te ridicat și ai continuat mai departe, vei termina cu ursa aceea. Poate nu primul, dar o să termin. Mulți oameni nu înțeleg că eșecurile noastre fac parte din efortul pe care noi îl facem în fiecare zi de a avea succes. Te poți să citești Sfânta Scriptură și unii spun că nu e greu, nu? Și Mark Twain spunea că el s-a lăsat de fumat de 11 ori și nu e greu. Uh, unii ne-am apucat de citit Biblia tot vreo de vreo 11 ori sau de vreo 20 de ori ne-am apucat. Nu? Și nu e greu să să te poți să citești Biblia. Este, este greu să termini nu? Este greu să te ții uh, constant de ceea ce ai început. Dar să presupunem că ai început să citești Biblia și într-o zi, după câteva eșecuri, ai hotărât că nu merită să mai faci efort niciodată. Atunci ești un eșec total. Atunci ești un înfrânt. Dar dacă începi din nou și iară din nou și iară din nou, vei ajunge să ai izbândă în final. Asta se întâmplă cu viața de rugăciune, asta se întâmplă cu cititul Bibliei, asta se întâmplă cu dărnăcia noastră, asta se întâmplă cu venitul la biserică, cu toate lucrurile spirituale. Asta se întâmplă în lumea businessului, în lumea afacerilor. Ai pierdut prima sumă de bani, gata, te-ai lăsat închis businessul de bătrân. Nu? A murit un bătrân, a închis. Nu? Mergi mai departe. Cine merge mai departe, cine se ridică după ce a căzut, întotdeauna ajunge la succes. Da, spuneam că există și vom discuta în această seară 10 caracteristici ai, ale oamenilor de succes și să vedeți că aceste caracteristici sunt luate din scriptură, sunt luate din Biblie. Numărul 1. Oamenii de succes acceptă schimbarea. Oamenii de succes acceptă schimbarea. Oamenii care de obicei eșuează în viață nu vor să facă schimbări în viață, nu iubesc schimbările. Schimbarea aduce noutăți din care putem învăța lucruri multe, lucruri noi. Schimbarea ne forțează să ne adaptăm la noi circunstanțe. Schimbările sunt întotdeauna pozitive în viața noastră. Cineva spunea că o schimbare, chiar și rea, e mai bună decât să nu faci niciun fel de schimbare. Sunt oameni care nu vor să schimbe nimic, nu-i așa? Spunea cineva că câte schimbări s-au făcut, el a votat împotriva tuturora. Nu? El a fost împotriva. De fapt, spunea cineva din statistici că 16% din orice comunitate umană, 16% din oameni aceia sunt împotriva oricărei schimbări. Se spune despre Ford, părintele automobilului, American a inventat modelul T, modelul T a automobilului și au venit inginerii și proiectanțele și au zis, domnule, hai să-l facem, tot erau negre, hai să le facem roșii, galbene, alte culori, domnule. Și el a zis, faceți orice culoare, de-a negre să rămână. <laughs> Era un om împotriva oricărei schimbări, nu voia niciun fel de schimbare. Sunt oameni care nu vor să schimbe nimic. E, e teribil. Intri în casa lui și este tot la fel ca cu 20 de ani. Aceeași mobilă, pe aceeași parte, nu, nu se schimbă nimic. E îngrozitor să fii împotriva tuturor schimbărilor. Orice schimbare, chiar dacă este rea, e mai bună decât să nu faci niciun fel de schimbare. Oamenii care eșuează în viață se tem de schimbări. Nu se adaptează la ele. Nu iubesc schimbările. Nu le vor. Uitați-vă la oameni pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Oameni care au reușit ceva în viață este că au schimbat tot timpul, au schimbat ceva. Unii s-au mutat dintr-un oraș într-altul, dintr-o țară într-alta, cum ne-am mutat noi, nu-i așa? Am făcut niște schimbări, schimbări majore. Când eu s cotez de câte ori m-am mutat în viață, m-am mutat de 12 ori. De 12 ori m-am mutat. Fiecare mutare a însemnat o schimbare în viață. Și gândiți-vă și dumneavoastră ce bine eu sunt ceea ce sunt, pentru că aceste schimbări au avut loc în viața mea și viața mea s-a schimbat odată cu lucrurile pe care le-am schimbat. O altă perspectivă, o altă provocare. Schimbările întotdeauna uh, sunt iubite de oamenii care au succes. Iată ce spune un verset din Scriptură despre oameni, despre unii oameni, că în ei nu este nicio nădejde de schimbare. Wow! Nicio nădejde de schimbare. Sunt oameni pe care nici Dumnezeu nu mai are nicio nădejde să se schimbe. Și nu se tem de Dumnezeu. Știți că pocăința înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea minții, nu? De ce vrea Dumnezeu să ne schimbe? la unul dintre teologii din vremea lui, Domnul a spus, nu ești bine așa cum ești, trebuie să te naști din nou. Și Nicodim a zis, Doamne, dar cum se poate face asta? Că eu sunt bătrân, eu nu mai rezist la schimbări. Nu? Și Domnul a zis, nu e, voie, nu e vorba numai să schimbăm puțină religie, nu? Trebuie să te schimbi total. Dumnezeu vrea schimbări majore în viața noastră. Religia noastră, credința noastră este bazată pe schimbare, pe schimbarea minții, pe schimbarea modului de a vedea lumea. Oamenii de succes, deci, acceptă schimbările. Numărul 2. Oamenii de succes își asumă responsabilitatea. Omul care izbândește în viață împarte meritele cu alții și își asumă greșelile. Este meritul nostru tuturora. Am construit biserica asta, toți aceia care ați venit la lucru. E bine, dacă eu aș fi un om de eșec, nu? Uitați ce face omul de eșec. Își asumă meritele, nu? Așa? Și dă vina pe alții pentru nereușite. Ce părere ați avea de mine care, dacă ați spune așa, păi eu am adunat toți banii ăștia, domnule, pentru biserica asta. Eu am lucrat aici de dimineața până seara. Eu am făcut tot. Nu? Unde ați fost voi? Nu? Cum zicea cineva, unde ai fost tu, domnule, când noi am făcut clădirea asta? Nu, nu fusesem acolo, că au construit o construit-o până eu n-am venit. Unul când se uita pe tavan, îl vedea pe unul pe tavan. Pe mine nu mă vedea niciodată acolo, că n-am fost în, în timp ce s-a construit, nu așa? Și atunci când vedeți vreo greșeală în biserică, asta și veniți la mine, eu care am proiectat-o, nu să spun, domnule, Vasile devine domnule, Vasile ăsta, buldozerul, nu? nu i I-am spus să nu dea cu culoarea asta, nu am ascultat. Deci, omul de eșec întotdeauna dă vina pe alții pentru greșel și și asumă întotdeauna meritele. Iată un verset biblic din Proverbe 21 cu 8. Cel vinovat merge pe căi sucite, sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Când umbli pe cărei sucite, când asumi meritele, dai vina pentru alți, pe alții de greșelile care sunt, nu, nu ți asumi niciodată responsabilitatea. Gândiți-vă bine la lucrurile astea. Știți că există două feluri de critici, așa e, nu? Critică constructivă, când eu vă critic pe dumneavoastră. Nu? Deci, critică constructivă. Critica destructivă este când să mă criticați pe mine. Nu? Și foarte greu, foarte greu, rezistăm la critica asta destructivă, nu e așa? Omul care eșuează în viață, în orice domeniu, nu-și asumă responsabilitate. El nu e de vină. Nu. Părinții se devină, societatea e devină, educația e devină, Obama e devină, oricine devină în afară de mine. Nu? Eu nu sunt devină niciodată. Știți că oamenii aceștia, și când Dumnezeu le spune că sunt devină, nu o recunosc, de aia nu se pocăiesc. Oamenii aceștia nu se pocăiesc. Ei nu acceptă că au parte de vină, nu-și asumă responsabilitățile niciodată. Ei bine, oamenii care reușesc în viață sunt oameni care sunt generoși să împartă reușitele cu alții și care își asumă responsabilitatea atunci când este o greșeală la mijloc. Numărul 3. Oamenii de succes doresc ca și alții să reușească. Doresc ca și alții să reușească. Oamenii de succes nu se tem de succesul altora. Cineva a spus că viața este percepută de noi în două feluri. Sunt două feluri de oameni. Unii cred că lumea asta e o pizza. O pizza, mâncare tradițională românească. Așa. Unii cred că pizza asta e foarte mică și dacă tu mănânci două felii, mie îmi rămân mai puține. Și ăștia întotdeauna sunt invidioși, sunt supărați pe succesul altora. Omul ăsta, dacă vede că tu ți-ai cumpărat o mașină nouă, deja e ciudă pe tine că probabil nu mai sunt atâtea mașini noi disponibile și pentru el. Ascultați-mă bine, nu vă invitați colegii, mai ales americani, acasă, dacă vreți să vă păstrați geabul. Don't talk about that. Știți de ce ei nu discută niciodată despre salar? O, oh, românii în România... În România... Imediat, primul lucru, cât câștigă el, ce mulți bani face el. În America nu se discută că este asta deloc. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni care cred că viața asta e o pizza foarte mică. Și dacă tu mănânci o felie mare, eu nu să am ce mânca. Oamenii invidioși. De aici se nasc, din această concepție. Ori sunt oameni foarte generoși care cred că pizza asta este uriașă. Ajunge la toată lumea să mănânce fiecare cât vrea, că o să mă ajungă și mie. Oamenii ăștia nu se supără pe succesul altora. Ei nu se tem de succesul altora. Cei care au ieșuat în viață și ieșuiază în viață vor ca și alții să ieșuieze. Vor ca și alții. Să cadă acolo unde au căzut ei. În clasa 11 am plecat cu toată clasa într-o excursie prin țară. Cu un an înainte am dat concerte clasa noastră, le-am dus în satul fiecărui coleg. La Căminul Cultural am făcut un program, ziceam noi, unii au dansat, au cântat. Eu am cântat muzică, popular, muzică ușoară pe vremea aceea, am avut cor, am avut de toate, absolut, inclusiv, inclusiv o mică piesă de teatru, dar am făcut bani. Vindeam bilete, am adunat bani și în următorul an ne-am dus toată clasa într-o excursie prin țară, o lună de zile. N-am să uit niciodată o noapte, a oprit autobusul, cineva voia să vadă stelele a oprit autobusul undeva în munți, în un tuneric din la Besnă, și cum am pășit afară din autobus, am nimerit o baltă foarte mare. Toți colegii care trecuseră prin baltă, stăteau la ușă și spuneau, stai din gură, să mai vină următorul. Să mai vină. Așa că... Când a venit și dirigintele nostru și a sărit în baltă, atunci a fost fericirea completă, că toată lumea a picat în balta aia. Sunt, o, sunt oameni care, dacă ei eșuiază undeva într-un business, ar vrea să eșuiezi și tu. Ar vrea să eșuiezi și tu. Se bucură când ai, când ai pierdut și tu. Apostolul Pavel vorbește în Romani, capitolul 1, de versetul 32, despre lumea păcătoasă din timpul acela. El spune așa, oamenii de astăzi păcătuiesc, păcătuiesc mizerabil, totuși ei nu numai că fac aceste lucruri mizerabile, urâte, trăiesc în păcatele acestea, dar găsesc de buni pe cei care le fac, găsesc de buni pe cei care păcătuiesc ca și ei. Omul eșecului întotdeauna găsește de bun pe el, care eșuează ca și el. Și uneori îl ajută să cadă în aceeași groapă în care a căzut el. Oamenii de succes întotdeauna doresc ca și alții să aibă succes. Îi ajută și alții să aibă succes. Numărul 4. Oamenii de succes împărtășesc altora date și informații. Date și informații. Zilele acestea. Uh, îmi spunea Rodica, ce luptă extraordinară, trebuie să, lu să ducă cu o soră să obțină o rețetă de, de prăjitură, domnule. Nu? O rețetă de prăjitură. Era secret, domnule, o să îmi cu nimeni. Dar bine, noi nu mai locuiam în orașul ăla, veneam în Arizona, era o, o distanță uriașă. Bine, sora asta prefera să ne facă ea, prăjitura să ne -o trimite cu poșta, dar să nu ne dea rețeta. Nu? La ce se întâmplă dacă în lumea asta mai apare cineva care mai face o prăjitură la fel de bună? Nenorocire, nu așa? Omul de succes împărtășește altora date și informații. Dacă dai date și informații, construiești relații cu oamenii care la rândul lor o să împărtășească cu tine date și informații. Um nu este așa, a fost atât de greu să încep businessul care l-a început, pentru că pe oricine l-a întrebat, nimeni nu a vrut să spună nimic. <laughs> Unii au tras concluzie că e o mafie la mijloc. Și probabil este. Este. Nimeni nu spune nimic, domnule. Nimeni nu parte o informație cu tine. Omul care eșuează ține secretele pentru sine. Rețetele sunt numai ale lui, eu nu vrea și alții să afle informații de loc despre treaba asta. Știți, nu există secrete în lumea asta. Le ții cât le ții, dar pe urmă ies la suprafață. De aceea, cel mai bine împărtășește-le cu alții, domne. Nu, fac, nu face necazul să le ții, nu? Împărtășind cu alții, crezi relații, crezi prietenii, Oameni care, la rândul lor, te vor ajuta și vor împărți informații cu tine. Există un pasaj în Vechiul Testament când niște uh, leproși au descoperit un secret, domnule, un secret formidabil. Era o foamete îngrozitoare în țară și ăștia într-o zi, au zis, bă, dacă noi stăm în, în cetatea asta asediată, o să murim împreună cu ei. Hai să ieșim afară, să ne ducem în dușmani, domnule. Și așa suntem leproși, dacă ne omoară, ne omoară dar poate scăpăm cu viață. S-au dus și au descoperit un lucru uimitor. Toți dușmanii fugiseră și lăsaseră toate proviziile la îndemâna lor. Au intrat ăștia dintr-un cort în altul, au mâncat pe săturate, s-au îmbrăcat cu tot ce au găsit mai fain. Și într-o zi au spus, dacă vom tăcea și vom aștepta, vom fi pedepsiți. Ziua de astăzi este o zi de veste bună. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. S-au dus și au dat de știre. Alt... Au vândut secretul la alții, domnule. Au vândut mina de aur la alții. Nu? Proști, nu? Proști de aia, Dacă se apucau, doseau toate, tot aurul, tot ce este, până ceva până undeva, ceva depozite de haine, mâncare, tot felul, pe urmă vindeau la nenorocițe. Oh. Așa gândește omul de eșec, știți? Ăștia a spus, dacă, dacă, ține numai pentru noi secretele astea, o să fim pedepsiți. Știți că Dumnezeu îți dă har, îți dă minte, înțelepciune să încep ceva și Dumnezeu vrea să împărtășești cu alții astea, să nu țin numai pentru tine. Pentru că întotdeauna Dumnezeu vrea să te facă un mișloc de binecuvântare altora, o ușă a binecuvântării pentru alții, împărtășește cu alții binecuvântările care ți le-a dat Dumnezeu. Numărul 5 oamenii de succes emană veselie și bucurie în jurul lor întotdeauna. Întotdeauna emană bucurie și veselie în jurul lor. Bucuria aduce sănătate relațiilor, sporește productivitatea, este contagioasă. Nu e așa că este extraordinar să lucrezi cu cineva care întotdeauna e vesel, întotdeauna te simți bine în, în, în jurul lui, lui? Când vine ăsta la lucru, întotdeauna, domnule, parcă s-a însenănat cerul. Nu e așa? Este extraordinar. Vesel, bine dispus, te încurajează. Noi am, avut, am avut un director așa. Era extraordinar. Când venea asta în birou, deja să lumina birou. Avea un fel de-a lui de a vorbi. A venit în ajun de Paști la noi, urmau să fie Paștele a doua zi, a intrat în birou și a spus, tovarăș, partidul v-a ascultat cererile. Noi de acolo, dar am cerut nimic, tovarăș director. Și cum să nu, n-ați cerut voi să lucrați în Sfânta zi de Paști? Mâine la lucru toată ziua, toată lumea. Oh! Aici de afară, a băgat capul pe ușă și a zis, dacă prind pe unul aici, mâine îi rup picioarele. <laughs> pe păi cum să nu iubești un asemenea om, nu? El venea la lucru și raporta probabil că toată lumea lucrează de se rupe la, la, la trusul de construcție, cea mai mare firmă din oraș, din Oradea. Dar aia o plăcere să lucrezi cu un asemenea om. Un om care aduce sănătate relațiilor, sporește prin bucuria lui productivitatea, e contagioasă bucuria. Omul eșecului este întotdeauna morocanos, mânios, nemulțumit, nu? Bombănește tot timpul. E groaznic să lucrezi cu un asemenea om. Iată ce spune proverbe 17-22. O inimă veselă este un bun leac. Dar un duh mâhnit usucă oasele. Și uneori usucă oasele unei firme întregi. Dacă este bosul acelei firme. Oamenii de succes emană veselie și bucurie în jurul lor. Numărul șase. Oamenii de succes vorbesc despre idei și concepte. Oamenii inteligenți vorbesc despre idei, cei mai puțin inteligenți vorbesc de alții. Știți asta? Adică bârfesc. Când auziți pe cineva că vorbește de altcineva, să știți că ăsta e mai puțin inteligent. Să nu folosim alte cuvinte. Oamenii, de, oamenii inteligenți întotdeauna vorbesc idei, schimbă idei, concepte. Pe când cei mai puțin inteligenți vorbesc de alții. Băi, auzit ce-a făcut ăla. Ai auzit ce-a zis ăla. Ai auzit... Nu? Unii numai că vorbesc, dar scriu. Scriau unul zile trecute. Auzit, ați auzit în ce hal ajuns la scău? Vin de mititei la biserică. <laughs> <laughs> nu? Avea și el, domnule, ceva de comunicat la lumea asta, nu? Cred că lumea a devenit mult mai luminată de când s-a publicat o în asemenea știre, nu-i așa? În ce hal am ajuns eu? Ia, am adunat ceva bani pentru biserică. Um, omul eșecului privește pe alții de sus și bârfește. Omul care eșuează în viață vorbește, privește oamenii de sus, um, îi vorbește de rău, toți ceilalți sunt în competiție cu el, toate celelalte business-uri asemenea lui sunt dezastru de pe lume, a lui e cel mai grozav, nu e așa? privește pe alții de sus, el este deasupra și bârfește și vorbește de rău pe alții. Este o istorie în Vechiul Testament și cred că o știți. Iată ce spune cineva. Și el a negrit pe robul tău la Domnul meu, împăratul. Cineva m-a vorbit de rău, m-a înnegrit, m-a vopsit în negru împărate, spunea, spunea omul ăsta. A venit un bârfitor la tine în care, în loc să discute idei, a discutat de oameni și m-a negrit înaintea ta. Și acest țiba trăiește printre noi, care de cu vopsea, cu bidineaua, de dimineață până seara. În lumea asta electronică, e mail a blogurilor, a, eu știu, Facebook-ului, ăștia au o viață lungă. Au productivitate mare. Oamenii de succes vorbesc despre idei și concepte, ceilalți vorbesc despre oameni. Numărul 7. Oamenii de succes iartă cu ușurință pe cei care le greșesc. Iartă cu ușurință greșelile altora. Iertarea este singura modalitate de reparare a relațiilor. Știți că toți oamenii greșesc? Eroare umană este. Eroarea este omenească, face parte din noi. Fiecare dintre noi greșim. Ca să repari o greșeală, cea mai bună modalitate este să o ierți. Nu este altă soluție, să o ierți. Pentru că toată lumea greșește. Dați voie oamenilor să greșească. Dați-mi voie și mie să greșească. Eu am fugit într-o biserică care nu-mi dădea voie să greșesc deloc, domnule. Mă penalizau de fiecare dată. Unii cred că pastorul bisericii este, de-aia este acolo în față, că dacă greșește, să-i o spunem. Să-l ferească Domnul să ne spună el nouă când greșim, că atunci auzi, Domnule, ce mi-a zis ăsta. Hm. nu? Dați voie oamenilor să greșească, dacă au greșit, iertați-i. Omul eșecului ține ranchiună, reproșează, ține evidența greșelilor. Știți că lucrul ăsta este foarte neproductiv? Foarte neproductiv? Întrebați-o pe soția dumneavoastră. S-a schimbat de când tot o cicăliți? Nu. S-a schimbat bărbatul ăsta de când tot îl cicălești? Nu. Folosește la ceva? Nu. Iartă. Și o să vezi că folosește. Folosește. Iartă. Iartă că vei fi iertat. Iată ce spune proverbe 19 cu 11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Wow! Uneori când găsești cu un verset din asta, chiar că nu -ți vine să cred că chiar, chiar, așa scrie. Știți că este o cinste să ies greșelile altora? Noi unii credem că este o cinste să le penalizezi. Nu este o cinste să le, le penalizezi, să le ierți. Este o cinste. Omul răbdător capătă răbdarea aceasta din înțelepciune și este o cinste, este o onoare pentru el să ierte greșelile altora. Numărul opt. Oamenii de succes încearcă din nou după ce eșuează. Încearcă din nou. O iau de la capăt. Pornesc din nou la drum. Încep din nou businessul. Nu se dau bătuți. Eșecul face parte din drumul spre succes. Omul de succes se ridică după ce cade. Dacă nu ne mai ridicăm după ce am căzut, atunci suntem un eșec, suntem un faliment. Dar dacă ne-am ridicat, nu e nicio problemă. Merge mai departe. Omul eșecului întotdeauna abandonează, fuge de greu, face altceva, s-apucă de altceva. O încercat aici, nu merge, back off. Încearcă dincolo, iar nu merge, iar back off. Omul succesului insistă, e bătăios, se ridică, se duce mai departe, nu abandonează. Iată ce spune în Proverbe 24, versetul 16. Cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei rei se prăbușesc în nenorocire. Omul neprihănit cade de multe ori, dar se ridică de fiecare dată. Noi ne-am aștepta să citim cam așa. Omul neprihănit nu cade niciodată. <laughs> Ar fi grozav, nu? Dar nu scrie așa nu scrie așa. Omul neprinit cade. Și cade nu o dată de două ori, de șapte ori. Nu? Știți vorba aceea, zice că bărbații nu fac de două ori aceeași greșeală. Nu? O fac de trei, de patru, de cinci, de șapte ori. Ce faci cu asta, domnul? Îl ierți, nu? Și la jos să se ridice. Probabil că după șapte ori nu mai se ridică și nu mai face, nu? Dar omul rău se prăbușește în nenorocire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Numărul nouă, oamenii de succes au obiective și planuri pentru viața lor. Oamenii de succes au obiective și planuri pentru viața lor. Omul de succes are agenda, își planifică timpul, are obiective, scopuri de scurtă, de lungă durată, își planifică viața. Vrea să știe ce face cu viața lui. Omul de succes se trezește dimineața să se întâmple ceva, are ceva de făcut astăzi. Nu este cu spiritul balcanic al românului, care se trezește dimineața să vadă ce să se mai întâmple astăzi. Oare ce o să se întâmple astăzi? Ce o să se petreacă astăzi? El nu este spectator la istorie, el face istorie. Omul eșecului trăiește la întâmplare, la voia circumstanțelor, nu își planifică viața, nu știe ce se întâmplă. Când am terminat facultatea, am fost repartizat la Arad și în primele luni, după munca noastră de șantier, așa, a venit să ne viziteze un profesor de la cursul de organizare a muncii. Și am fost foarte mirat că ăsta ne vizita pe șantiere, voia să vadă la fața locului cum ne purtăm noi în producție acum. Și m-a întrebat cu ce metodă organizăm șantierul. Cum erau niște metode științifice de organizare a muncii, în planificare exact fiecare zi ce este de făcut, așa și cam știai când încep și când termin blocul, nu? după metoda asta. Cred că în America merge treaba asta că dai telefon și vine betonul. Dar nu în România. În România totul era neprevăzut. Și o chema metoda drumului critic. Era un drum critic. Așa se calcula începutul și sfârșitul lucrărilor. Cât dura fiecare, mă rog, forțele de muncă, materiale, tot și ne-a întrebat că lucrăm cu metoda drumului critic. Am zis, nu, -o, dar cu care? Cu metoda situației critice. Păi ce n-am auzit de asta. Și cum vine asta? Păi dăm de o situație critică, o rezolvăm, mergem la următoarea situație critică și din situație critică în situație critică, așa construim. Erau un fel de a deschide mintea să vadă că lumea hârtiilor lui nu se potrivea nimic cu lumea reală. De pe șantierele patriei din timpul acela. E bine, omul de succes își planifică viața. Celălalt trege, trece de la o situație critică la altă situație critică. Tot timpul le rezolvă uh, urgențele. Știți că lucrurile urgente nu toate sunt importante. Trebuie găsite lucrurile importante, nu ale urgente. Iată un verset biblic. Proverbe 19 cu 21. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Știți că Dumnezeu nu este împotriva să faci planuri, chiar că trebuie să le face, dar trebuie să îl rugăm pe Domnul să vină și să ne direcționeze în planurile care le facem noi. Domnul, nu cred că este foarte fericit de cei care trăiesc așa la întâmplare. Trezesc dimineața să vadă ce se întâmplă astăzi. Și ultimul lucru pe care vreau să menționez în această seară este că oamenii de succes au o inimă recunoscătoare, mulțumitoare. Oamenii de succes, omul de succes este recunoscător lui Dumnezeu pentru ceea ce este el, pentru ceea ce are el, pentru ceea ce a realizat el. Întotdeauna mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrurile astea. Este recunoscător, are o inimă recunoscătoare. Omul eșecului este mereu nemulțumit și nerecunoscător, nefericit și neproductiv. Nu? El niciodată nu este mulțumit cu ce a ieșit. El vrea mai mult. Vrea altfel. Vrea mai mult decât alții. Iată un verset care mi-a plăcut foarte mult. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un spăț necurmat. Wow! Poți să trăiești un continuu pari, o petrecere continuă, dacă ai o inimă mulțumitoare. Apostolul Pavel spune, eu m-am obișnuit să fiu mulțumit în orice situație, dacă sunt bogat, sunt mulțumit, dacă sunt sărac, sunt mulțumit, dacă sunt liber, sunt mulțumit. Eu sunt mulțumit în orice situație, pentru că știu că deasupra tuturora este Dumnezeu care veghează și îmi poartă mie de grijă. O inimă mulțumitoare face din viața noastră un ospăț necurmat. Haideți să facem o mică recapitulare și să vedem în Schema aceasta, foarte pe scurt, ce înseamnă succes și eșec în viață. Uitați-vă. Omul de succes acceptă schimbările, ceilalți se tem de schimbări, se teme de schimbare. Își asumă responsabilitatea, dă vina pe alții pentru nereușite celălalt. Doresc ca alții să reușească, sper că alții să eșueze. Împărtășesc date și informații, păstrează totul pentru ei. Emană bucurie în jurul lor, emană mânie, mânie și amărăciune în jur. Vorbesc despre idei, ceilalți vorbesc despre oameni și bârfesc. Iartă cu ușurință pe cei care greșesc, țin ranchiună pe alții. Încearcă din nou când eșuează renunță la luptă foarte ușor. Stabilesc planuri și obiective, trăiesc la întâmplare. Sunt recunoscători, sunt nemulțumiți și nerecunoscători. Ia uitați aici. Două liste. Care lista noastră, domn? Care e lista ta? Gândiți-vă bine la aceste lucruri. Lucrurile acestea care sunt principii de viață fac deosebirea categorică între oamenii care au succes în viață și oamenii care eșuează. Nu dați vina pe alții. Nimeni nu e vinovat decât noi înșine pentru că am făcut alegerile greșite. Lucrurile acestea sunt foarte importante și mă rog domnului ca. Ceea ce am spus eu în această seară, să ajute pe cineva să-și schimbe viața. Pentru că uh, depinde de noi. Putem să trăim o viață de succes, să biruim, să fim câștigători, dacă avem aceste atitudini care vin din Cuvântul lui Dumnezeu și din Sfânta Scriptură. Luptă-te, lupta cea bună! Trebuie să ne luptăm lupta cea bună. Și lupta cea bună are regulile astea bune, luate din Sfânta Scriptură. Haideți să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru părtășia noastră și pentru ceea ce Domnul ne-a învățat și să-i să cerem Domnului și înțelepciune și putere să aplicăm în viața noastră de fiecare zi. Doamne, stăm înaintea ta și uh, cu deplină.